Președintele demisionar al CNAS de explicații în fața procurorilor anticorupție de mai bine de o oră a ajuns la DNA chiar după ce și-a anunțat demisia de onoare pe Facebook. Numele acestei apare în dosarul vaccinurilor, cel în care statul a fost prejudiciat cu peste 1 miliard de euro. Pentru achiziția de vaccinuri? Ușor. Într-o scurtă declarație. Bună ziua! Nu am mai multe lucruri să vă spun decât cele pe care le-am spus deja în dimineața asta și vă mulțumesc. De ce v-ați dat demisia? Din cauza acestui dosar v-ați dat demisia? E o demisie de onoare, nu cred că e un gest normal și corect. Cum veți răspunde la acuzații? Colega mea Delia Olaru este la Direcția Națională Anticorupție și vine cu mai multe informații. Delia, te urmărim. Bine v-am găsit. Deja de o oră Andrei Bartl se află în fața procurorilor de aici, de la Direcția Națională Anticorupție. La intrarea în sediul instituției nu a făcut declarații, a spus că nu are nimic de adăugat în plus față de ceea ce a scris în această dimineață pe pagina personală de Facebook, acolo unde știm că și-a anunțat și demisia de onoare din funcția de președinte al Casei Naționale de Sănătate. Numele său se regăsește în dosarul vaccinurilor alături de alți membri ai guvernului. Știm că săptămâna trecută aici la sediul DNA au ajuns și cei doi foști miniștri ai sănătății din perioada de pandemie, Ioana Mihăilă și Vlad Voiculescu, dar și fostul premier Florin Câțu. Ei au negat acuzațiile aduse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Este vorba despre dosarul achiziției dozelor de vaccin, în care procurorii spun că aceștia au achiziționat peste 50 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, asta în condițiile în care țara noastră avea pe stoc peste 37 de milioane de doze.